Ai idee câți dinți are un melc? Ai auzit de cactusul care poate să meargă? Te-ai întrebat vreodată câte etaje de bloc ar putea avea cel mai înalt copac din lume? Știm deja că Pământul are o atmosferă formată din aer și o hidrosferă care învelește cu apă întregul uscat. Pe lângă acestea vom căuta să înțelegem alte două straturi cu care se întrepătrund și atmosfera și hidrosfera. Mai concret, vom vorbi despre litosferă sau stratul solului de la suprafața scoarței terestre și de biosferă. Practic, totalitatea plantelor și animalelor de pe această planetă fac parte din biosferă. Așadar, putem spune că biosfera este singurul strat planetar care se întrepătrunde cu toate celelalte straturi, pentru că găsim plante și animale din adâncul Pământului până la marginea cerului. Poate nu știai, dar sunt vulturi care zboară la 11.000 de metri altitudine, dar și plante marine care cresc pe fundul oceanului. Surprinzător, viața din Pământ ajunge până la adâncimi de 5 km. Chiar și acolo, unii microbi rezistă la temperaturi foarte ridicate în preajma magmei vulcanice. Putem acum separa biosfera în două elemente distincte: vegetația, pe de o parte, formată din totalitatea plantelor, și fauna, compusă din totalitatea animalelor. În funcție de locul fizic în care evaluăm vegetația și fauna, vom avea cel mai adesea plante și animale diferite. Repartizarea acestora pe glob depinde de latitudine, longitudine și altitudine. Din perspectiva latitudinii, plantele și animalele de la ecuator, acolo unde e mereu cald, vor fi diferite de cele din Siberia, în apropierea cercului polar. Vegetația și fauna unui anumit loc depinde cel puțin 4 variabile: climă, relief, sol și lumină. Ca să dau și un exemplu, animalele ierbivore trăiesc în locuri cu vegetație bogată. Animalele carnivore care se hrănesc cu ierbivore le urmează în migrațiile lor. Iar acum hai să aflăm răspunsurile de la începutul lecției. În ciuda dimensiunilor reduse, unii melci numără și 25.000 de dinți. În Peru există o specie, cactusul andante, care îți dă iluzia deplasării fiindcă nu are rădăcini profunde, iar vântul îl mută de colo-colo. Cei mai înalți copaci sunt din specia sequoia și pot ajunge până la 145 de metri înălțime. Cu alte cuvinte, ar putea ajunge pe acoperișul unui bloc de 50 de etaje. Ca o curiozitate, să știi că în România nu există nicio clădire de locuit cu 50 de etaje. Ce-ar fi de reținut? Că biosfera cuprinde vegetația și fauna și că se întrepătrunde cu celelalte straturi ale planetei. Repartiția plantelor și animalelor depinde în primul rând de poziția lor față de ecuator sau pol. Alți factori care influențează biosfera sunt clima, relieful, solul, lumina, dar și activitățile umane. Iar acum la final o întrebare. Dacă ai folosi hârtia și plasticul pe care le arunci oricum la gunoi, în loc de gaz metan, ai idee câtă energie termică ai obține?